Pentru buna desfășurare a activităților din punct de vedere al securității la incendiu și protecție participanților la vot, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj recomandă respectarea unor măsuri. Inspectoratul pentru situații de urgență porolisum recomandă respectarea următoarelor măsuri de securitate la incendiu pentru secțiile de votare, instruirea personalului din cadrul unității privind modul de executare a controlului și intervenției la secțiile de votare, verificarea pe timpul executării controlului a existenței dotării fiecarei secții de votare cu mișloace tehnice de prima intervenție, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Pentru asigurarea din punct de vedere. A revenirii și stingerii incendiilor la secțiile de votare se vor lua următoarele măsuri. Instalațiile electrice de iluminat se vor exploata în condiții de siguranță, fără improvizații și defecțiuni. Căile de acces care duc direct în exterior vor fi menținute permanent libere pentru a exista posibilitatea de a fi folosite în caz de incendiu. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire, precum și acelor celor mijloacelor de preparat și încălzit hrana. Asigurarea secțiilor de votare votare cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor, cel puțin două stingătoare pe șase, cu praf și dioxid de carbon pentru fiecare secție de votare. Președinții secțiilor de votare vor urmări respectarea regulilor de prevenire și stingerea incendiilor de către personalul care are acces în secțiile de votare. În spațiile amenajate pentru votare se interzice folosirea focului deschis, fumatul, etc. Instruirea personalului din secțiile de votare asupra modului de folosire a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu. La finalizarea votării, președintele secției de votare va executa un control urmărind eliminarea cauzelor potențiale de incendiu. În această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum execută controle și verificări la spațiile în care vor fi amenajate secțiile de votare pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în 11 decembrie 2016.